Bună, Cheto, ziua! Vă invit la un nou episod din prezentările mele. Ideea acestei prezentări mi-a venit după ce am avut un schimb de replici pe un alt grup în legătură cu hipoglicemia și am văzut că există percepții diferite despre ce înseamnă hipoglicemie și atunci am să fac două prezentări care se vor grupa sub titlul Insulina și rezistența la insulină. Deci, probabil că... Hai să vedem un scenariu. Te-ai dus la doctor, doctorul ți-a luat niște analize și la sfârșit îți spune, nu prea stai bine, uite, ai tensiune un pic cam mare, glicemia e un pic cam mare, ești puțin cam rotund, ai rezistență la insulină, nu e bine. Riscul tău de a muri prin o boală de inimă, de exemplu, sau accident vascular cerebral, este de două ori mai mare decât al unei persoane care nu are rezistență la insulină. Pleci speriat acolo, nu înțelegi tu foarte bine ce înseamnă rezistența asta la insulină, cu ce se mănâncă, cu ce se tratează, cum o fac, cum o dreg, cum să fac să fie bine. Bun, haideți să vedeți cât este de simplu să înțelegeți cum funcționează corpul vostru. Nu încerc să vă aduc în atenție noțiuni de anatomie, fiziologie, biochimie, endocrinologie și așa mai departe, încerc doar să vă fac să înțelegeți lucruri simple, la îndemâna oricui de înțeles. Și atunci veți ști ce se întâmplă în corpul vostru. Obișnuiesc să le spun colegilor mei mai tineri ca întotdeauna să se gândească cum organismul este creat să funcționeze normal, ca să poată să înțeleagă ce este patologic. Patologic înseamnă boală. Deci, le spun, când ai în fața ta un pacient, nu te gândi la boala în sine, gândește-te ce a condus, de ce mecanism fiziologic, fiziologic înseamnă stare de normalitate, este perturbat de a adus pacientul în această stare, ca apoi să te gândești cam ce medicamente ar fi utile pentru a ajuta pacientul. Deci, puneți întrebarea întotdeauna de ce. Haideți să vedem așa. Insulina. Aici am desenat așa ca o floricică, nu sunt foarte artistă. Aici sunt niște celule. Probabil, nu știu dacă se văd culorile, dar aceasta ar fi, floricica aceasta toată, ar fi o celulă pancreatică. Da? Într-o celulă pancreatică există mici insulițe. Celula cu verde ar fi o celulă care se numește celulă alfa și care produce glucagon, este tot un hormon, foarte important, o să vedeți, și celula cu roșu, care se află în strânsă legătură cu celula cu verde, este o celulă beta, care secretă insulina. Deci ce vreau să vă subliniez? Între secreția de insulină și secreția de glucagon există un mecanism foarte fin de reglare. Deci e cele două celule care secretă doi hormoni cu acțiuni total diferite în corp, antagoniste, da? Între cele două celule există o vecinătate care se rezumă la contact extrem de intim, extrem de important pentru reglarea glicemiei. Și o să vă explic. 80% din secreția endocrină a pancreasului este reprezentată de secreția de insulină și 20% de către secreția de glucagon. Deci am zis secreție endocrină. Pancreasul mai are o secreție extrem de importantă pentru corp, care se numește exocrină, care înseamnă că elimină enzime digestive, care ajută intestinul, da? Să metabolizeze tot ceea ce mâncăm noi, să desfacă în molecule din ce în ce mai mici, care să poată fi absorbite prin mucoasa intestinală și să ajungă în sânge la celule. Deci avem enzimele digestive pe de o parte și hormonii, glucagon și insulină pe de altă parte. Bun, nu ne interesează povestea cu enzimele, altă dată. Ce face insulina asta? Ce face ea? Ei, insulina este văzută ca hormonul care asigură scăderea glicemiei. Există voci acum în lumea științei care consideră că, de fapt, insulina este un hormon
Anabolizant. Anabolizant înseamnă un hormon creat să pună deoparte pentru corp, ceea ce nu ne favorizează. Da? Dar să rămânem așa, la ideea că insulina este hormonul care scade glicemia. Deci, noi am mâncat, glicemia crește, pancreasul primește un semnal că glicemia a crescut și atunci se pune pe produs insulina. Trimite în sânge insulina, insulina începe să desfacă moleculele de carbohidrați pe care le mâncăm noi în molecule de glucoză. Glucoza este absorbită prin peretele intestinal și dusă la celule. Insulina funcționează ca o cheie care deschide celula, astfel încât glucoza să pătrundă în celulă. Ce face glucoza acolo? Celula are nevoie de energie și atunci arde această glucoză și o transformă în apă și energie. Punct. Astfel a scăzut glicemia. Ce rol mai are insulina? Insulina, când găsește prea multă glucoză pe care nu mai are loc să o introducă în celule, o transformă în așa numitul glicogen. Glicogenul este forma de depozit. Cămara ta de glucoză în condițiile în care tu nu ai acces la mâncare. Este o cămară care funcționează pe o durată limitată de timp, da? Poate 36-48 de ore atunci când nu mai mănânci nimic. Acest glicogen se depune în ficat și în mușchi. Bun, am scăpat și de boala asta. Ce mai face doamna asta insulina și de unde ne vin nouă problemele? Ia, să vedem. Transformă carbohidrații, sau mai bine zis, excesul de carbohidrați pe care noi îi mâncăm și care nu pot fi introduși în celulă pentru că deja celula a preluat destul carbohidrat, destulă glucoză, care deja depășesc capacitatea corpului de a produce glicogen. Da? Deci acești carbohidrați sunt transformați în grăsimi sub acțiunea insulinei. Deci, ai mâncat carbohidrați. O parte sunt arși în celule. O parte sunt depuși ca o cămară de glucoză. Unde ai tu borcanele cu glucoză, acolo pentru zile negre. Da? Ce a rămas în plus, vine doamna insulina și depune sub formă de grăsimi. Ura, și uite, a început burtica. Bun. Ce mai face doamna insulina, care este foarte important pentru corp? Asigură creșterea sintezei de proteine. Insulina este un hormon de creștere. Fără insulină, copiii nu se dezvoltă. Da? Copiii au nevoie de proteine pentru dezvoltarea țesutului osteomuscular, pentru dezvoltarea țesuturilor de susținere a organelor din corp și așa mai departe. Deci este foarte important pentru creștere. De asta și noi creștem foarte grași și frumoși când avem prea multă insulină. Ok. Deci cam asta face doamna insulina. Ce face domnul glucagonul? Glucagonul are o acțiune antagonistă insulinei, adică face exact invers ce face față de ceea ce face insulina. Da? Deci vine glucagonul și începe să facă gluconeogeneză. Gluconeogeneza este un proces prin care corpul își asigură sinteza de glucoză atunci când tu nu mănânci. Da? Ai început să ții post, de exemplu, sau n-ai acces la mâncare datorită, nu știu. Se întâmplă că n-ai acces la mâncare pentru 2-3 zile. Da? Prima oară se întâmplă așa. Corpul începe să ardă glicogenul din ficat. După care nu mai găsește ce să ardă și începe să producă glucoză din proteine și acizi grași, pentru că începe să ardă grăsimile pe care le ai. Acest mecanism este foarte important atunci când cei care doresc să postească se gândesc la glicemie. Deci ăsta e mecanismul care asigură glicemia și ne corectează hipoglicemia, ceea ce înseamnă glucoza mică.
Bun. Ce mai face domnul glucagon? Oho, ce vrem noi să facă? Ne arde grăsimile. Da? Iar ce mai face domnul glucagon este că arde și glicogenul acela din ficat care s-a pus acolo sub formă de borcanele pentru zile negre, ceea ce duce de asemenea la creșterea glicemiei. Deci iată cum glucagonul este de fapt hormonul care ne asigură supraviețuirea atunci când intervin perioade de înfometare. Bineînțeles că este un mecanism care funcționează pe o perioadă limitată, nu merge așa la infinit. Nu intru în amănunte ce înseamnă înfometarea. Da? Deci oricum supraviețuim. Nu murim după 3 zile de nemâncat. Ok. Aici am mai scris eu două idei. Ce înseamnă hiperglicemie și ce înseamnă hipoglicemie. Da. Hiperglicemie știe toată lumea. Înseamnă creșterea glucozei din sânge. Da? Peste ce valori? Cred că am să vă las un link către articolul meu din blog unde am scris toate valorile în funcție de diverse sisteme de măsurare internaționale care sunt folosite, pentru că nu e universal. Unii măsoară în miligrame pe decilitru, alții în milimol pe litru și așa mai departe. Hipoglicemia apare atunci când nivelul glucozei scade sub o anumită valoare. Mulți aici am vrut eu să vă subliniez un pic, pentru că de aici m-au apucat pe mine la spumele astăzi. Când cineva a întrebat, am început postul de 14 ore și mă simt rău. Tremur, mă simt slăbită și așa mai departe. Niște simptome. Și a venit cineva și a zis, ai făcut hipoglicemie. Hipoglicemia este periculoasă și simptomatică, adică simptomatic înseamnă că începe să îți dea diverse senzații tari, simptome, da? La pacienții de care au diabet de tip 1, care se tratează cu insulină și au luat insulină prea multă, atunci este o mare problemă. Și același lucru la pacienții cu diabet de tip 2, care se tratează cu insulină sau alt tip de tablete, un singur tip de tablete care se numesc sulfonureide și care poate să le dea hipoglicemie, care poate să ducă la spitalizare. Da. Așa. În rest, un organism sănătos nu face niciun fel de simptom când face hipoglicemie. De ce? Pentru că organismul uman reacționează absolut instantaneu, nu trec ore, trec câteva fracțiuni de secundă până când corpul traduce, mi-a scăzut zahărul și am nevoie de zahăr pentru globulele roșii, pentru niște celule din linii, pentru câteva celule din creier și, ia să mă mai gândesc, și pentru celulele din ficat, da? Am nevoie de glucoză, ce fac? Vine domnul glucagon și începe să ardă. Arde glicogenul, arde grăsimile, începe să facă glucoză din proteine și grăsimi. Deci, dragii mei, nu faceți hipoglicemii care să vă dea probleme dacă aveți un organism sănătos și nu sunteți un diabetic tratat cu insulină. În schimb, dacă nu știți cum să începeți un post, dacă faceți totul după ureche, dacă ascultați toți guru care vin și spun fă așa, 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 dacă începi un post fără a fi adaptat keto, dacă nu citești, dacă nu iei analize să-ți corectezi ceea ce nu funcționează cum trebuie în corp, vei avea un milion de simptome, dar nu din cauza hipoglicemiei. Acum vă pup că am vorbit destul de mult.